Bună ziua, astăzi 27 martie, am venit un pic la stup și vreau să vă arăt un stup. Îi măresc un pic cuibul. Așa să vedeți. Diafragma e undeva aici. Așa că se vede. Asta e diafragma. Să închid pe 2, 4, 6, 8, 9 rame. Să vedem, da? Am văzut o protecție. Sunt liniștite. Eu lucrez cu manușcă. Mă umflu foarte tare când dă un țăp în mână și decât să... Asta cred că sunt un pic și... Să-i n-ai bun. Da, snită-mă un pic și la el. Așa să-l țin cumva să vadă. Nu știu dacă rezistrează. Rezistrează, cred că da. Ce fac? Practic eu diafragma, asta e diafragma lui, se vede, da? Albina. Și pur și simplu, ok, mut rama asta cu miere, o ramă cu miere, se vede de acum, vedeți ce puiet avem aici. Asta e băgată mierii proaspăt, lucește partea asta. Asta e prima ramă de la diafragmă, a fost. Nu am adică tot turte proteică. Așa arată rama. E mierii și mai oată. Asta l-a la fel. Băga miere. Băga miere. Ups, e de undeva aici. Lucrește. Nu ce face. Puiem puiet aici. Dacă se vede. Puietul. Și rama cu... Ne vedem și partea asta. Dacă se vede. Și prima ramă. Posibil și aia la fie larvată, dar... A doua ramă. Se vede pe tot. Ok. Căpăcit. Dacă-și poartă slaltă, se vede. Da. E plină de veză. Și plecată mult albina, aici. Deci, asta e un stup mai
cum să spun, mai... mai bunișor. Să nu spatizarăm aceea. Și nici nu e bine. Deci uite cum se lasă pietul. Deja e bucat înapoi. Se vede. Așa la depărtare ca să se vadă. La fel partea asta. Uite. Perfect. O dată și asta. La fel și aici. Oricum, bine este. Am patru rame. Am atât cred că. Patru rame. Poate bine, bine. Și pe cincea ramă. Se vede, da? Și partea asta, se vede o oată. Mare mere, coloniță pe colțuri. În rest e o oată toată, bravo! 5 rame. Mărână. 6, ne suntem aici. Haide, am început să facă și trânduri. Are de trânduri aici, cu cultiva. Nu se vede dacă ar bătă, nu? Bravo! Și partea asta altă. Mere, mere. Așa avem 5 rame cu cuiet. Deci, una, două, trei, patru, așa, cincea, pe ei am găsit. Vreau să mai scot o dată rama să se vadă pe bucată. Să mă mai atind la ea. Da, e la bucată toată. Și așa se vede. Cred că se vede. Toată e la luată. A, frumos! Toată. Vedem și partea slată. La fel. Nu știu dacă se vede. Dar e la luată și asta toată. Deci a șase ramă. E o oată. Tot. Bravo, fetițele. Lucește. Nu știu de unde, dar lucește. Bravo, nu ne-am dat sirop, e cât o turtă proteică.
Așa zice, l-am cu mielul ăsta aici, placă de miere și diafragma. Diafragma. Deci cam așa se prezintă stupii, majoritatea sunt încheiați 10 rame. Deci la mine aproape sunt egal, mai am vreo 2 mai slăbuți, dar am și mai puternici ca ăsta, care trebuie să, nu știu, să-i bag. 11-12 rame, dar le mai las, că mai sunt vremuri rele. Frig, se mă anunță noaptea și le mai las un pic. Atât. Da, vă doresc o zi plăcută și numai bine.